4 polițiști să au luptat pentru a pune un bărbat beat în mașină, iar el a plecat din cealaltă parte. Totul în huiduiele localnicilor din editorialul Observatorului de la 3-8-2022, ora 14:59 de minute. Mai mulți polițiști să au cutremurat în oștie când au încercat să ducă un bărbat beat la secțiune. Oamenii legii au luptat timp de 10 de secunde pentru a le pune în vehiculul special, dar individul a părăsit cealaltă parte. Comercial. Vezi și scandalul de pe o stradă din Oștie, unde o echipă de poliție a intervenit după apeluri abuzive la 112, făcută de un bărbat sub influența alcoolului. Când oamenii legii au ajuns la eveniment și să au ocupat de individ, martorii care au plecat pe stradă au început să îi hărțuiască și să înjure, criminali, hoți. Au ucis poporul. Acesta este poliția din Oștie, sunteți infractorii din Oștie. Le ai ucis cu o bătaie, comercial. Vor să mă ia cu forță, să mă omoare. Am nevoie de o ambulanță și măști, este reacția Cătușei, în timp ce poliția încearcă să le ducă la vehiculul special. 10 de secunde, 4 agenți se luptă să le pună pe om în mașină. Când reușesc să închidă ușa, individul merge în cealaltă parte, iar poliția se luptă să o imobilizeze din nou. În cele din urmă, vehiculul special începe spre secțiune, toate cu scandaluri în bancheta din spate.